Bună ziua și bine ați venit la al doilea webinar realizat de Giving Tuesday România și împreună cu Asociația TechSoup. Așa cum spuneam și la cel precedent, astăzi o să încercăm să vă oferim o variantă de a realiza un formular de donații pe site-ul asociației, fără să aveți cunoștințe de programare. Însă, pentru a realiza acest lucru, trebuie să fi urmat pașii din webinarul trecut, și anume să aveți un cont cu un procesator de plăți valid. Noi o să facem exemplul cu doi dintre procesatorii din România. O să începem cu primul pentru cei de la MobilePay. O să intru imediat în contul asociației pentru a arăta cum puteți să vă implementați folosind un cont de procesator de la MobilePay formularul de donații pe site. Majoritatea procesatorilor de plăți online din România permit o facilitate care se numește link de plată. Linkul de plată este pur și simplu un link pe care îl puteți genera din contul vostru de administrare, în care puteți specifica un nume și o sumă pe care persoana respectivă o va plăti în momentul în care va intra pe acel link. Astfel că veți putea să generați mai multe linkuri de plată pentru a face un formular de donații care ar putea arăta ca în pagina celor de la Școala de Valori, în care ei au generat linkuri de plată pentru sumele de 10 lei, 30, 50 lei, 100 de lei și 800 de lei și chiar și un link de plată la care nu este definită suma, astfel încât cei care intră vor putea să introducă întâi ce sumă doresc să doneze, iar apoi vor avea informațiile de card prin care vor plăti efectiv donația respectivă. Revenind la MobilePay, modul în care acest lucru se face la MobilePay este că odată ce intrați în zona de administrare, veți merge la zona aceasta de admin, conturi de comerciant, iar aici veți avea listate conturile de comerciant pe care le aveți înregistrate în contul dumneavoastră, iar în dreptul fiecăruia aveți acest buton de shopping, ar să spunem, în care veți putea defini efectiv produsele. În momentul în care dați click pe el, apare lista cu produsele deja existente și bineînțeles că puteți apăsa butonul de adaugă, în care definim un nou produs cu plata, să spunem, prin credit card. Putem să, cum spuneam, putem să avem opțiunea de preț fix, în care definim exact o donație de 10 lei, 30 lei și așa mai departe. După care putem defini numele și putem spune, nu știu, donație 30 de lei. Categoria rămâne ONG. La descriere putem spune, nu știu, donație și numele asociației. La preț vom scrie 30 de lei. Moneda putem să o stabilim chiar și în alte, nu știu, în euro sau în dolar sau în alte valute, și putem stabili și o dată la care acest link expiră. Acest lucru este mai degrabă util în cazul în care, nu știu, doriți să vindeți, să spunem, bilete la o gală caritabilă și atunci link-urile respective ar trebui să expire în ziua în care se întâmplă acel eveniment, ca ele să nu poată fi accesate după acel moment în care cineva ar putea plăti, poate din greșeală, intrând pe acest link. Odată ce introducem acest formular, ei ne oferă un link, care este acesta, pe care dacă îl punem în orice browser sau pe un link în site-ul nostru, ne va duce către pagina celor de la MobilePay, în care apare descrierea pe care noi am pus-o, donație 30 lei, și clientul își va putea introduce aici datele de card. Acesta este modalitatea prin care putem introduce la cei de la MobilePay. Cum spuneam, ei au o facilitate în plus că putem defini acest produs fără a avea un preț fix, astfel încât donatorii pot introduce orice sumă doresc. Trecând acum la un al doilea exemplu pentru cei de la Eu Plătesc, în momentul în care intrați în contul de comerciant, cum spuneam și data trecută, aveți lista conturilor de comerciant efectiv pe care le aveți adăugate. În momentul în care, pentru a adăuga un link de plată, trebuie întâi să selectăm pe ce cont de comerciant dorim să lucrăm. Am intrat pe unul dintre ele. Pentru adăugarea linkurilor plată, trebuie să mergem aici la acțiune și adăugare produse.
La fel, există o listă a link-urilor deja generate. Altfel, putem să dăm click pe acest link de aici, cu adăugare produs nou. Ne întreabă din nou pe ce cont de comerciant dorim să adăugăm. Putem să adăugăm și un cod de produs, dar el nu este obligatoriu. O descriere care este însă obligatorie. Prețul, din păcate aici nu avem și varianta a doua de link de plată fără definirea unui preț, astfel încât donatorul să poată introduce ce se mă dorește el. Restul opțiunilor sunt importante în momentul în care e mai degrabă un produs comercial, adică prețul de livrare, valoare TVA și afișarea detaliilor de livrare ar trebui să punem nu, fără shopping cart și trebuie să spunem totuși valoarea TVA-ului. Iar după adăugare, deja ne apare acest produs aici. Dacă mergem pe apoi pe linkul de aici de creează buton, avem un buton pe care îl putem copia sau putem lua linkul de plată care este aici. Și ei generează inclusiv un cod QR pe care îl putem lua și îl putem pune, nu știu, pe un afiș sau pe oriunde altundeva unde credem că este util. Iar în momentul în care utilizatorul intră pe acest link, la fel le apare donația de 30 de lei și apoi trebuie să-și introducă datele lui de identificare, nume, prenume, telefon, e-mail, date pe care, bineînțeles, le veți putea și accesa în contul vostru de procesator, de comerciant, astfel încât să aveți informațiile celor care au cumpărat, să spunem, sau adunat pe site-ul noastră folosind aceste link-uri de plată. Acum aș vrea să vă arăt cumva câteva exemple de pagini de donații. Cum spuneam, primul exemplu este cel de la Școala de Valori, care au un astfel de formular fără o integrare foarte specială sau fără o integrare ce au necesitat cunoștințe de programare. Este pur și simplu o pagină în site-ul lor în care au pus aceste butoane, însă pentru a fi mai atractive, să spunem așa, au făcut aceste iconițe, dar cel mai important este că au dat și o, să zicem, o idee de impact asupra fiecarei donații, adică ce înseamnă 30 de lei, ce înseamnă 50 de lei, ce înseamnă 100 de lei, lucru care este extrem de important într-un formular de donație pentru a oferi donatorului o explicație la îndemână ce înseamnă impactul pe care donația lui îl va genera, lucru care ajută foarte mult la creșterea conversiilor, adică creșterea numărului de oameni care odată ajuns în această pagină de donație și fac pasul efectiv de a realiza o donație. Pentru că totuși sunt multe organizații, sau nu place să credem că sunt multe organizații care au totuși un formular de donații pe site, am vrea tot să facem și niște recomandări despre cum îl puteți optimiza pentru a crește un pic rata de oameni care donează dintre cei care intră pe acel formular de donații. O eroare, să spunem, pe care o vedem destul de frecvent este un formular de donație care este extrem de lung și care poate cere informații care cu siguranță ne sunt utile ca și organizație, dar s-ar putea să descurajeze un pic potențialii donatori pentru a face această donație. Lucrul ăsta se întâmplă inclusiv la organizații mari din afară. Această pagină de donație este pagina de donație a celor de la Salvați Copiii, site-ul internațional, în care, la fel ca și la Școala de Valori, avem sumele acestea recomandate, să spunem. Dar apoi avem un formular care este destul de lung, lucru care s-ar putea să facă donatorul să spună: a, este lung, durează prea mult, o să fac mai încolo. Și acest mai încolo de obicei înseamnă că nu se va întâmpla prea curând sau chiar niciodată. Însă un lucru foarte bun la site-ul lor, care ar trebui să existe pe orice site, este ca totuși butonul de donație să fie un buton
important în site și în sidebar sau în bara de navigație, astfel încât să fie foarte vizibil și imediat cum intri pe site, ăla să fie poate chiar primul după logo, să fie poate chiar primul lucru pe care îl observi, ceea ce aici este foarte bine. Un alt exemplu care considerăm noi că este un exemplu de donație mult mai bun este varianta celor de la Wikimedia Foundation, cei care întrețin site-ul Wikipedia, în care avem la fel aceste recomandări de sume, însă un lucru important este că avem și acest mesaj al fondatorului în care dăm o explicație asupra care ar putea fi motivația pentru care oamenii ar trebui să doneze. În momentul în care selectăm că dorim să dăm, nu știu, 50 de lei, informațiile pe care trebuie să le completăm sunt extrem de minimale. Avem doar nume, prenume și adresă de e-mail. Lucru care noi considerăm că sunt pentru o donație extrem de utile și îndeajuns pentru a putea face o donație. Nu avem neapărat noi nevoie de organizație de adresa de acasă sau numărul de telefon. Ar fi frumos, dar dacă ar fi să alegem între o donație realizată cu toate acele detalii și o donație realizată cu detalii astea minimale și o donație nerealizată pentru că am cerut numărul de telefon și adresa de acasă și codul poștal sau lucruri de genul ăsta, poate cred că majoritatea dintre noi am alege o donație în care știm doar numele și adresa de e-mail. Iarăși un alt lucru pe care vi-l recomand în ceea ce privește formularele de donație de pe site este să aveți în prima pagină un call to action, să spunem așa, foarte vizibil și cu un mesaj care să convingă donatorul să doneze. Un exemplu ar fi la cei de la Charity Water, în care exact în prima pagină, primul slide este cu butonul de donație. Îl avem și aici sus în bara de navigație, dar îl avem și în acest slider de pe prima pagină, în care la fel avem un mesaj care ne explică care este impactul donației noastre. În momentul în care intrăm în pagina de donație, aici avem un exemplu și mai bun în ceea ce privește pagina de donație, în care pagina este foarte curată. Nu mai are nici bara de navigație, nu există alte elemente pe pagină care ar putea distrage donatorul, există doar informațiile necesare pentru a realiza donația. În cazul ăsta doar suma, o scurtă motivație și bineînțeles o poză care să facă pagina mult mai atractivă. Acest formular este un formular în doi pași, să îi spunem așa, în care prima oară întrebăm doar suma pe care ei doresc să o doneze, modalitatea, iar abia în al doilea pas îi cerem detaliile suplimentare, e-mail, nume, adresă, oraș, țară și așa mai departe. Modul acesta în care nu cerem informațiile de la început, cum ar fi în cazul celor de la Salvați Copii, este foarte util pentru că oamenii în primul rând vor face decizia de a dona în momentul în care deja au făcut o acțiune pentru a face donația, ei sunt deja mult mai dornici de a face donația, au făcut deja un efort și șansele ca ei să facă efortul suplimentar de a completa aceste informații pentru a face donația e mult mai mare decât în cazul acesta în care eu am văzut formularul care m-a descurajat un pic și atunci e mult mai ușor să închid pagina. Odată ce am selectat totuși că vreau să fac o donație, motivația mea e un pic mai mare pentru a finaliza procesul. Un alt exemplu este la cei de la Oxfam, unde la fel, același lucru, avem butonul acesta mare de donație în foarte vizibil pe prima pagină. Ei au același, să spunem, același model ca cei de la Școala de Valori, în care sumele sugerate sunt însoțite de un exemplu de impact, să spunem. Ce impact ar putea genera acea sumă pe care noi o donăm. În momentul în care intrăm în pagina de donații, la fel avem o scurtă motivație, iar pagina este specială în care nu avem foarte multe informații care nu țin efectiv de procesul de donare. Avem doar sumele,
informațiile pe care trebuie să le adunăm, să le adăugăm, eventual și alte moduri în care putem să susținem organizația. Ei au aici anumite acreditări, să spunem, pentru că sunt organizații care au un impact real și alte informații necesare, faptul că sunt numărul de înregistrare și așa mai departe. Un alt exemplu este pagina donație a celor de la United Way, unde la fel avem butonul de donație destul de vizibil. Aceasta este o variantă în care la fel formularul este în mai mulți pași, dar primul pas este foarte simplu pentru a nu descuraja potențialul donator să facă donația respectivă. În momentul în care selectăm suma, de-abia în pasul 2 suntem întrebați nume, prenume, adresă și restul informațiilor. Un lucru pe care totuși îl vedem destul de des la formularul de donație este codul poștal sau zip code, lucru pe care noi l-am recomandat să nu fie inclus într-un formular, dintr-un simplu motiv că o bună parte din oameni nu-l știu pe din afară și atunci procesul de donație ar putea fi întrerupt de, nu știu, deschiderea unui site, nu știu, codurpoștale.ro, să cauți codul poștal sau eventual, dacă tot îl introduce, să nu fie câmp obligatoriu. Recomandarea noastră ar fi să nu fie introdus deloc, pentru că în cel mai rău caz, dacă aveți nevoie de el, având adresa, totuși îl puteți obține singur și atunci mai degrabă încercați să-l obțineți voi ca și organizație, în loc să îl cereți donatorului și să aveți un câmp în plus în formularul de donație. Varianta aceasta de formulare de donație sunt formulare de donație, să spunem, cu o integrare un pic mai specială pentru formularele acestea în care cereți informațiile pe site. Va trebui totuși să aveți un ajutorul cuiva care are cunoștințe de programare pentru a lega acest formular de pe site-ul organizației cu contul de comerciant. Însă, pentru un prim pas, dacă încă nu aveți un formular de donație, totuși aveți la îndemână această variantă simplă în care intrați în contul de comerciant, generați acele link-uri de plată și le adăugați într-o pagină de donație de pe site folosind acele link-uri. O variantă, de spunem noi, destul de facilă și care totuși ar putea fi un pas destul de important în a avea posibilitatea de a primi donații prin site-ul organizației. Iar față de varianta de a nu avea niciun formular, credem că este un pas chiar destul de important. Iar în momentul în care reușiți să găsiți resurse pentru a-l transforma într-un formular mai complex, atunci va fi foarte bine, dar până atunci vă încurajăm totuși să faci acest pas, spunem noi, destul de minimal pentru a avea formularul de donații pe site. Cam atât a fost pentru webinarul de astăzi. O să continuăm un pic data viitoare cu mai multe detalii, cum puteți să realizați o campanie de anunțuri pe Facebook și pe AdWords, în care să atrageți oameni care să ajungă pe site-ul organizației și să ajungă eventual pe pagina de donație pentru a începe acest proces de donație și de a susține organizația. Vă mulțumim frumos și ne auzim data viitoare.